Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. De această dată prezenți în studio sunt Ghenadi Kondratenko, general major în rezervă, co-președinte al Asociației Obștești Uniunea Ofițerilor din Republica Moldova, pe care îl salut. Bună seara și bine ați venit! Și Alexandru Burian, doctor habilitat, profesor universitar, diplomat. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic, ediție specială. Domnule Burian, vreau să vă acord dumneavoastră prima întrebare și să ne explicați care a fost senzația pe care ați trăit-o, pentru că mai multe țări, organisme internaționale și-au exprimat poziția față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Unele dintre ele oarecum trebuiau citite și printre rânduri ca să înțelegi mesajul. Poziția dumneavoastră. Da, deci în fine, orice schimbare de guvernare în orice țară necesită ca să aibă recunoaștere, recunoaștere internă și externă. Recunoaștere internă, deci sunt cazuri când buxează, cum e cazul nostru, așa e. Însă, în asemenea caz, deci foarte mare importanță are recunoaștere externă. Deci, în fine, asta e în baza Convenției de la Montevideo din 1933 cu privire la statalitate, dat în faptul că un stat poate exista doar dacă are un teritoriu, dacă are populație permanentă care locuiește pe acest teritoriu, dacă are un guvern care dirigează cu acest teritoriu și această populație și este recunoscut de această populație. Și al patrulea element foarte important, dacă are recunoaștere internațională. Deci recunoaștere internațională este importantă și de ce când au început acest eveniment, începând cu declarația Curții Constituționale, da, așa e privitor, privitor la deci această interpretare privitor la 90 de zile, dar nu 3 luni, ceea ce contravine Constituției. Și mai departe, deci evenimentele din data de 8-9, deci eu așteptam cu încordare, deci, care va fi deci, rezultatul mai departe. Când au fost primele recunoașteri internaționale, de la partea Uniunii Europene, etc., deci deja a devenit mai clar că, deci, în fine, deci, piatra s-a urnit în loc. Dar aceste recunoașteri ne pot mobiliza? Pot acorda funcțiile, nu știu, firește a unui guvern, fără ca să fie create anumite impedimente de ex-cabinetul de miniștri? Nu, deci în fine, deci această recunoaștere internațională deja demonstrează că Uniunea Europeană, alte țări străine, deci vor colabora doar cu acest guvern, nu cu guvernul care se numește guvernul Filip. Acesta este ex-guvernul Filip. Dar cu guvernul Maia Sandu, care este un guvern deja recunoscut. Deci asta e primul moment. Dacă vor apărea careva, deci momente legate cu transmiterea puterii și această transmitere, deci nu se va efectua, deci în cazul de față, deci statele pot ca să meargă la aceleși sancțiuni. Așa, în primul rând, deci concret la persoane, așa, în primul rând, interzicerea de a se mișca dintr-o țară în alta, arestarea conturilor bancare, etc., etc. Adică sunt diverse momente. Plus, terminând, să nu dea Dumnezeu, așa, deci la noi s-au adresat și la Consiliul de Securitate al ONU, pot interveni chiar și deci, acțiuni mai grave și mai directe. Da. Domnule Kondratenko, vreau să vă întreb. Iată, în Chișinău avem proteste. Au ieșit oamenii pe teritoriul întregii țări pentru a protesta. Până la urmă, vă este clar ce protestează, împotriva cui protestează, ce cer ei? Я не владею молдавским языком. Поэтому... Domnul Brăian, o să vă rog să dacă vă vam обращаются по поводу этих протестов, которые сейчас проходят в Чешиной, и к вам обращаю вопрос насчет того, как вы считаете, есть против чего протестовать или нет? Вă рог. Протесты всегда возникают потому, что не до конца осмысливают свои действия. Действия всегда должны быть законны в рамках Конституции и государственных всех положений о деятельности партий, движений, организаций, которые заявляют о своих протестах официально через государственные органы. Данные протесты организованы инициативой одной партии, что говорит о том, что это не есть выражение воли народа. Народ избрал депутатов с очень большими сложностями и трудностями, но все-таки было достигнуто соглашение о том, чтобы заработал парламент. Две партии взяли на себя государственную ответственность, создали, значит,
рабочую обстановку в парламенте, избрали председателя парламента, избрали заместителей и начали работать в рабочем порядке. Что говорит о том, что эти ответственные люди, депутаты, понимают ту сложную обстановку, которая сегодня имеется у нас в государстве. Заводить дальше государство в тупик нельзя, потому что это сложно экономически и политически. Потому что от нас начнут отворачиваться все, кто еще хотел иметь какую-то свою, значит, заинтересованность в инвестициях и в других положениях. Поэтому то, что сейчас делается, это есть противозаконно, не в интересах народа, и выставляется как будто бы на пользу. Но пользы никакой, кроме вреда. Выставили палатки, собрали людей, пригласили людей. Люди сидят по жаре, приткнувшись к стенкам, в ожидании чего не поймут сами. Парламент начал работу, избрал правительство, избрал председателя правительства, назначили министров. Идет спокойная работа, плановая, постепенная. Я должен сказать, что в этом большая заслуга как членов данной коалиции, так же и заслуга президента, который ровно, выдержанно проводил политику на то, чтобы парламент заработал. Парламент заработал. Сейчас нужно всем повернуться лицом к парламенту, депутатам, это представители большей части народа, и начинать деятельность. Потому что в других обстоятельствах это будет выглядеть просто пагубно, если же не глубокая яма, в которую попадет наше государство, как экономическую, так и политическую. Даже представители, которые присутствовали при начале работы парламента со стороны других государств, причем ведущих государств, России, США и Евросоюза, и выразили свое согласие в том, что направление выбрано правильно, следовательно, есть поддержка. Надо эту поддержку использовать, а не ставить в тупик государство и народ. Поэтому все эти действия, я считаю, незаконны. Они противопоказаны в своих, значит, последствиях, и поэтому следует их просто-напросто прекратить. Да. Domnule Broian, vreau să revin la dumneavoastră și să ne ziceți, iată, începând cu ziua de vineri, Curtea Constituțională tot a emis tot felul de decizii. În cele din urmă, președintele Dodon a fost suspendat. Haideți să ne explicați cum percepeți dumneavoastră această suspendare și de ce totuși se atentează la instituția prezidențială ca for suprem în stat? Deci, în fine, instituția prezidențială deci este o instituție aparte care balanțează deci, da, forțele din stat. Și din acest punct de vedere, deci, ea este foarte, foarte importantă, ceea ce cu regret nu place cuiva. Anume, din acest punct de vedere, ce au fost cele 5 suspendări anterioare, și aceasta este a 6-a suspendare, care în sine deci este o invenție pur moldovenească a Curții Constituționale Moldovenești, pentru că nu există așa ceva nici într-un stat, pe 5 minute să fie suspendat președintele țării, ca să semneze un act oarecare și după aceasta el se întoarce înapoi. De data aceasta, deci, practic, ei au uitat să preîntâmpine că e suspendare deci, pe 5 minute. Filip a semnat decretul, așa numitul decret privind dizolvarea, da, Parlamentului. Deci, și-a uitat să spună că asta deci, e pe 5 minute. Și de-abia, deci, Candu ieri la o emisiune Sara, deci a spus că asta a fost suspendare deci, pe 5 minute. Deci, în momentul oricând, o dată la formală, că aceasta este contrar Constituției. Există în Constituție, deci, formulele prescrise privitor la revocarea din funcția, da, președintelui, care sunt deci elementele acestea și în fine deci este vorba despre impeachment etc. Deci dacă președintele într-adevăr deci ar fi încălcat ceva? Da, dacă încalcă deci prevederile Constituției sau ale legii, deci poate fi inițiată această procedură, însă ea trebuie ca să corespundă cu prevederile Constituției. Această suspendare deci ea contravine.
Terminasem emisiunea anterioară prin a-l întreba și pe domnul Cărnați. Iată, în spațiu public foarte mult a fost vehiculată ideea că Procuratura Generală a intentat anumite dosare deputaților PSRM și acum. Și tot în acest context citeam că s-ar organiza și o reținere a președintelui Dodon. În ce cazuri e posibil ca un șef de stat să fie reținut? Pentru că acest mesaj, din câte ne dăm seama, are menirea ca să tulbure apele în societate. Da, eu cred că această menire este dat fiind faptul că Procuratura Generală, chiar dacă ar iniția careva cercetări în acest domeniu, nu poate ca să efectueze un arest fără deci, permisiunea Parlamentului. Adică orice deputat inclusiv are imunitate. Și, da, are imunitate, deci jurisdicțională și președintele statului la fel. Deci fără permisiunea Parlamentului așa ceva n-ar putea fi. Deci toate acestea sunt niște pur și simplu deci tentative de a tubura apa și de a tensiona deci populația din țară. Vreau să vă mai întreb, iată aceste decizii ale Curții Constituționale, oarecum au venit și specialiștii în domeniul le cataloghează în mare parte ca fiind ilegale sau arbitrare. Ce se întâmplă cu guvernul anterior? Trece în istorie, așa cum ziceți dumneavoastră, și ar trebui pe cale pașnică să fie transmisă ștafeta noului prim-ministru și întreg cabinetului. Da. Atunci când se creează anumite impedimente, care e procedura legală? Păi bine, deci în fine, orice plecare de la putere, eu cred că e dureroasă, așa? Deci, însă, dacă oamenii au mers în politică, ar fi cazul ca să înțeleagă că să vină în politică și să pleacă din politică. Și trebuie de a putea efectua deci, aceste proceduri. În cazul de față, eu consider că guvernul Filip este deja un guvern ex-guvern, așa? El trebuie să-și depună deci în termicilii sale, dat fiindcă nu mai sunt, este guvernul nou, care el este legal. Și aceste hotărârile Curții Constituționale sunt ilegale. Da. Vreau să-l întreb pe domnul Kondratenko, iată, mai multe partide politice au recunoscut, de fapt, noul guvern. Asta ar însemna că, de fapt, se pune pe lucru, încearcă să intre în albia firească, vă rog, ca să-i transmiteți mesajul către domnul Kondratenko. Da, значит, господин ведущий спрашивает насчет того, что многие страны уже признали правительство Молдовы, и в связи с этим можно надеяться насчет того, что начнется работа и сдвинется все с мертвой точки или нет? Правительство, которое избрали? Которое избрали, да, новое правительство. Вы знаете, до этого, в частности, руководители силовых структур старались, вот в частности, Министерство обороны, старались подобрать такие кадры, которые совершенно не имели ни представления, никаких знаний в области, значит, армии. Но их вместе с тем избирали как менеджеров. Но менеджеры – это еще не все для того, чтобы крепить армию, чтобы заниматься воспитанием, изучением и другими проблемами, которые стоят перед вооруженными силами. Сегодня к этому вопросу подошли взвешенно. Назначены руководители, которые имеют службу в армии, которые имеют представление о том, чем они должны заниматься и как готовить наших военнослужащих к тому, чтобы они могли выполнить свой долг по присяге. Поэтому, в частности, значит, Павел Войко – это хорошо подготовленный, мне известный офицер, который в звании полковника и может с большим успехом осуществлять руководство тем, значит, министерством, на которое он рекомендован. Нужно сказать, что и Настас имеет хорошую подготовку как профессионал и будет достаточно успешно справляться на должности министра МВД. Я вам должен сказать, что квалифицированные специалисты, это из личного опыта, всегда приносят большую пользу в руководстве частями, подразделениями, которые им доверяют руководить. И всегда эти вопросы решаются в интересах тех, которые стоят перед ними в программах правительства. Сегодня правительство в лице, значит, Майя Санду поставило перед собой серьезную ответственную задачу.
Ей нужно помогать решать эти проблемы, а не ставить палки в колеса. Я думаю, что парламент, который возглавляет Зинаида Гречанина, будет активно в этом содействовать. И будут они дружно, эти две наши железных леди, руководить нашими всеми положениями в области экономики, в области законодательства. И этим самым Молдова будет выходить из той трясины, в которой она в течение 10 лет находилась. ПД, я встречен на оппозиции? Демократическая партия сегодняшнего дня переходит в оппозицию или нет? Вы знаете, она с первого дня перешла в оппозицию, как только проиграла выборы. Потому что она не смогла сделать деловых предложений для того, чтобы найти контакты. Поэтому сегодня она не явно выразилась, но она ушла тихо, построила палатки, пригласила людей. И люди мучаются, не поймут, чего не добиваются, чего хочет от них эта партия. А партия сама не поймет, куда она теперь пойдет. Потому что она попала в тупик. Она себя полностью истребила, полностью себя израсходовала, свой потенциал. И поэтому у нее одни только сейчас возмущения и крики. Это всем известная тенденция тех, кто проиграл. Da. Domnule Brăian, cu permisiunea dumneavoastră să citez, secretarul general al Consiliului Europei califică drept deosebit de dubioase deciziile curții cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului. Și tot în acest context vreau să reiterez că urmează să se adreseze și către Comisiei de la Veneția pentru a se pronunța în raport cu ceea ce s-a întâmplat în țara noastră. Aceste constatări pe care fiecare dintre cei care au cel puțin o inițiere cât de cât în jurisprudență își dau seama că sunt eronate, ar conduce la scăderea de imagine a țării noastre și o izolare, dacă ar putea vorbi clasa politică despre lucrul ăsta. Domnul, adresarea la Comisia de la Veneția nu poate ca să ne scadă deci ratingul nostru, de credibilitate, așa e. Mai ales dat fiind faptul că este vorba despre unele procese care deja au avut loc. Așa da. Adică, referitor la faptul că cei cu Moldova asta, unde Curtea Constituțională adoptă așa hotărâri, deci de mult, de câțiva ani, începând cu... Nu este o noutate. Nu e noutate, începând cu articolul 13, așa e, care e decizia curții și noi deschidem Constituția și de citim și citim ce citim în articolul 13, referitor la alegerile președintelui. Așa este decizia curții, ironată așa e cu încălcarea Constituției și deci deschidem iarăși Constituția și vedem că deci, da, cum să alege președintele, deci absolut altfel, deci cei ce deci, a prezis curtea. Și așa mai departe, inclusiv cu aceste hotărâri privind dizolvarea Parlamentului actual și așa mai departe. Deci din acest punct de vedere deci, putem constata că Curtea Constituțională cu mare regret deci, își depășește funcțiile sale, care contravin Constituției și Constituției. De ce? Pentru că Curtea nu are funcția de a adopta legi, de a rectifica Constituția, ceea ce fac ei. Și din acest punct de vedere, deci adresarea la Comisia de la Veneția, posibil că ar putea ca să, din punct de vedere profesional, pur și simplu, ca să îi pună la punct și să, poate chiar să le ceară ca să-și revadă. Deci, acești membri li s-ar putea cere ca să-și dea demisia de onoare sau nu există în protocol așa? Prevede? Da, nu există, deci în fine, deci pentru ei de cariera practică, deci ar fi cazul să înțeleagă și deci ca să-și dea demisia. Ar fi cazul să înțeleagă. Spuneți-mi, vă rog, da, cât de ușor, iată, vreau să-l întreb și pe domnul Condrătencu, dar vă acord și dumneavoastră aceeași întrebare, va fi pentru această majoritate parlamentară, pentru această conducere a Parlamentului să implementeze anumite proiecte de lege în condițiile în care majoritatea instituțiilor statului rămână a fi subordonate politic PD-ului. Această caracatiță nu poate fi nihilată peste noapte, suntem conștienți. Chiar aceleași prevedere, făceam referire în emisiunea anterioară, legată și de Curtea Constituțională, pentru că nu poate fi reformată peste noapte. Domnule Brăian, sunteți specialist în domeniul dreptului. Da, deci totuși sunt două cazuri. Vă rog. Așa? Deci este primul caz când totul se face pe cale legală și deci, din punctul de vedere deci, al înțelegerii în societate, când membrii Curții Constituționale sau Ministerul sau Departamentul sau uitare știu, a unei instituții oricare, da, care deja contravine în acțiunile sale cu noua putere, deci își dă demisia.
se retrage și poftim, deci, operați mai departe cum doriți. Și este a doua cale, deci, când nu doresc, deci, pot fi utilizate, deci, inclusiv forță. Așa e viața, nu ai încotro. Asta nu înseamnă că noi acceptăm asemenea cale, dar ea există și trebuie ca să o știi. Da, în raport cu utilizarea resurselor administrative, când zic lucrul ăsta, fac referire la ceea ce spuneam un pic mai devreme și domnul Kondratenko cu protestele, sunt mobilizați după criterii politice oameni. E bine, deci protestele care au fost acum organizate de Partidul Democrat, cu toate că îi spun că sunt proteste, deci... independente. Independente, da. Deci, evident, pot fi organizate și proteste, deci, de partea opusă, care vor fi mult mai numeroase. Însă ele pot fi, deci, poate duce la o contrapunere dintre aceste forțe și, deci, pot fi chiar și jertfe, ceea ce este de nedorit. În fine, președintele țării, deci, a spus acest lucru, că este de nedorit pentru ca să vină, deci, însă posibil ca să fie utilizate și chiar din exterior, deci, dau asemenea sfaturi câteodată, că dacă nu o să înțeleagă cei de la puterea sau care nu doresc ca să deie puterea, deci pot fi și proteste, pot fi. Îl întrebam pe domnul Kondratenko cât de greu pot fi pentru cei de la guvernare ca să implementeze anumite proiecte de lege când majoritatea instituțiilor statului sunt APD-ul. Dacă v-am văpros, nașul tău, cum vă считаете, насколько трудно для нового правительства реализовать определенные проекты, если учитывать то, что часть государственных институтов еще находится под опекой бывшей власти. Конечно, обстановка нездоровая для работы. Когда ряд бывших ответственных сотрудников понимает, что их должность – это их вотчина. Государственные должности, министерские должности – это высокие должности, которые являются не собственностью, а являются государственной ценностью в решении программ, которые стоят перед государством. Поэтому, когда парламент, узаконив свое положение, как сегодня действующий высший орган, избрал правительство, поставил задачи и определил, как говорится, цели, то нужно всем понять, что народ ждет работы. Народ ждет, чтобы государство заработало, чтобы установился здоровый климат отношений, а не разрыв, раздри и споры вокруг всех этих должностей. Поэтому я полагаю, трудности будут, и это все понятно. Но я вижу, что перспектива впереди за тем, что все спокойно отойдут от тех амбиций, на которых они сегодня находятся. И в Министерстве обороны, и в Министерстве МВД, это которые ведущие на сегодняшний наши, значит, министерства в плане, значит, соблюдения порядка и законности. И тот же Конституционный суд должен понять, что он заблудился в своих решениях, не подумав, принимая решение, навязывая то, что хочется якобы одной партии. Это незаконно, и это несправедливо. Надо работать всегда в плане закона, в плане тех норм, которые разработаны и утверждены парламентом, Конституцией, Верховным нашим законодательством. Да, domnule Bruian, președintele țării vorbea despre anumit șantaj asupra membrilor familiei, vorbea de un șantaj asupra rudelor. Vreau să ne vorbiți care ar fi căile, nu știu, legale de protecție a președintelui și dacă dânsul este într-o siguranță totală și pe de altă parte să ne vorbiți despre aceste tehnici nu prea curate pe care le utilizează PD-ul în raport cu instituția prezidențială și înainte de emisiune schimbam două vorbe și invocam acel gest de aruncare a anumitor păsări în curtea instituției prezidențiale pe care mulți dintre politologi îl descifrează ca un gest pe care îl utilizează membrii mafiei. E așa? Da, deci, în fine, deci, domnul președinte, într-adevăr, a vorbit despre ce șantaj care este dumnealui supuș el și familia și, din acest punct de vedere, evident că ca un moment de securitate ar putea ca să servească, deci, această pază care, deci, de care el dispune. Însă, concomitent, noi știm cazul cu
John Kennedy și așa mai departe, decât din acest punct de vedere, paza cât de numeroasă n-ar fi, dacă cineva are intenție, deci poate ca să... Deci, s-o ducă la bun sfârșit. Da, s-o ducă la bun sfârșit. Ce se referă la acest caz cu păsările aruncate peste o gradă, este o chestie foarte urâtă și cu un miros foarte neplăcut. Deci, într-adevăr, deci, sunt asemenea formule, deci în comportamentul mafiei din Sicilia, spre exemplu, cu transmiterea peștilor, așa, deci alterat. Acele persoane, da, care deci, urmează ca să fie nimicite. În cazul de față, deci, cu aceste curcani, cu atât mai mult că deci, președintele partidului, fostul prim-ministru, deci, dirijau cu toate aceste spre. Este o chestie foarte, foarte urâtă. Cu atât mai mult că există articolul din codul penal care, deci, în fine, deci pot fi trași la răspundere pentru această atitudine față de animale. Da. Eu vreau să vorbim un pic și despre politica externă pe care urmează să o promoveze viitorul guvern. Până la urmă, președintele țării și-a exprimat poziția și nu o singură dată, este adeptul menținerii echilibrului între Est și Vest, relații bune și relații care ar putea fi benefice pentru țara noastră. În condițiile în care avem o instabilitate politică, cel puțin internă, vocea noastră pe plan extern ar putea fi una fermă? Am putea crea credibilitate în rândul partenerilor externi? Cred că da. În primul rând, deci această coaliție din care fac parte socialiștii, care da. Este cunoscut faptul că ei au o orientare mai mult înspre Orient, așa, și blocul acum, care într-o oarecare măsură sunt orientați spre Europa, deci de posibilitatea de a crede că, într-adevăr, deci, orientarea Moldovei va fi atât spre deci Orient, cât și spre deci Occident. Plus, într-adevăr, faptul că președintele Republicii a menționat că era învinuit de faptul că adică el nu ar merge spre Rusia, el a menționat faptul că susține ideea ca Moldova să aibă relații foarte bune cu Uniunea Europeană și de a dezvolta mai departe și a implementa acordul de sășire cu Uniunea Europeană, concomitent, deci dezvoltând relațiile noastre și cu Uniunea Euroasiatică și alte structuri din această zonă, inclusiv cu Rusia. Eu cred că este o poziție foarte bună, dat fiind faptul că în fine, Moldova ar putea ca să fie ca o punte mică între Occident și Orient, având posibilitatea de a dezvolta aceste relații, dat fiind faptul că, în fine, nu sunt atât de multe țări care să aibă și deci, relații atât cu Uniunea Europeană și cu alte țări din Occident, cât și cu cele din Orient. Pentru că era într-o perioadă, deci, și Ucraina deja a decăzut. Deja cu Orientul nu mai au relații. Belorusia, deci, în fine, doar cu Orientul are, cu Occidentul nu prea are relații. Iată, Moldova, deci, ar putea ca să îndeplinească aceste funcții și, din acest punct de vedere, deci, ar fi un foarte mare plus. Eu cred că, la etapa actuală, atitudinea față de faptul că Moldova ar putea să aibă relații și cu Uniunea Europeană și, inclusiv, deci, acest acord de asociere ca să fie implementat și dezvoltat mai departe, cât și cu Rusia și alte țări din Uniunea Euroasiatică, deja va fi privit pozitiv și din Europa. Contrapunerea care a fost în Ucraina în 2013-2014, eu cred că acele greșeli care au fost comise nu se vor mai repeta și la noi. Și deja Rusia, noi observăm asta direct, că nu mai are atitudinea aceasta atât de negativă față de aceste acorduri deci cu Europa. Pentru că acordul de asociere e acord de asociere și numai mult. Așa? Din acest punct de vedere, eu cred că urmează doar ca să fie discutat și cu unii și cu alții cum de mers mai departe. Din acest punct de vedere, eu consider că blocul acum poate nu are atât de mari relații, deci în Europa cum ei sperie, dar cred că au posibilități de a realiza deci, acest element. Iar socialiștii au anumite posibilități în varianta aceasta orientală spre Uniunea Euroasiatică. Deci eu cred că ar fi bine ca să fie dezvoltată această idee. Ea doar e plus pentru Republica Moldova. Și nu, să nu fie în detrimentul, deci colaborarea cu Rusia să nu fie în detrimentul deci colaborării cu Uniunea Europeană și invers, colaborarea cu Uniunea Europeană să nu fie deci contra Rusia. Adică nu trebuie ca să pretinim cu cineva împotriva cuiva.
Trebuie să prietenim cu cineva pentru ca să avem prieteni, pur și simplu. Domnule Kondratenko, vreau să ne spuneți, cum catalogați atât comportamentul instituției prezidențiale raportat la ultimele evenimente? Хотели бы узнать, как вы оцениваете деятельность президентуры в данной ситуации, вот когда вот происходили вот все эти события? Я вам скажу, что вот во всей этой обстановке, в которой прошла, нужно отдать должное как президенту, так и его всех помощников президентуры. Да. Дело в том, что все рассчитывали и хотели видеть какую-нибудь возможность, чтобы организовать провокацию. Но на это не пошел ни президент, ни его, никто из помощников, советников. Все работники президентуры очень сдержанно и с пониманием подходили к тем проблемам, которые возникли. Но, во-первых, главное то, что они способствовали тому, что состоялся этот альянс, который, значит, сумел, значит, сделать так, чтобы парламент заработал, чтобы на протяжении всего этого времени, значит, проводились и все встречи и беседы, и они были обеспечены, подготовлены, и они проходили успешно, вот, хотя с трудностями, с напрягом, но шли вперед. И в итоге состоялось заседание парламента. Я считаю, что они справились со своей задачей, и причем справились положительным, как мы говорим, потому что не было никакого инцидента со стороны со стороны президентуры, со стороны, значит, всех сотрудников, которые обеспечили вот это серьезное мероприятие, начало работы парламента. Надо отметить и другое, что там это был результат того, что там работали хорошие профессионалы, имеющие уже опыт. И когда пришел к исполнению своих обязанностей президента Игорь Дадон, то он прямо сказал, что я работаю со всеми, работаю ровно, работаю конкретно, по-деловому. Они правильно поняли его, и поэтому президентура работала на протяжении, вот сколько мне приходилось сталкиваться с сотрудниками, очень по-деловому, активно и уважительно. И поэтому всякие мероприятия, которые проводились с президентом в президентуре и прочее, я видел, ну, успешные и положительные. Те же мероприятия, связанные с празднованием, значит, дня Штефана Чалмари, тоже День семьи, те же, значит, празднование годовщины 23 февраля. Все это было очень хорошо организовано, причем, значит, емко, красочно. Народ уходил с большим удовольствием, потому что мне приходилось в этом участвовать непосредственно с работниками. И я чувствовал всегда, значит, уважение, поддержку, и мероприятия проходили успешно. Поэтому еще я хочу сказать, что очень умело, прямо скажу, умело подошли к разрешению этой проблемы, которая стояла ребром. Выборы парламента. И многие люди, вот мы беседуем с районами и все прочее, поддерживают это решение и отзываются по-доброму, с большим, как говорится, пониманием того, что предстоит решать. Я еще должен сказать, что исполнительный комитет наш союз офицеров, опросив всех своих товарищей вот, в районах и проведя, значит, работу с исполкомом, мы приняли обращение в поддержку парламента, в поддержку президента, в поддержку правительства, чтобы они успешно трудились и разрешили те проблемы, которые поставлены ими же, и народ поставил перед ними в ходе выборов в этом вопросе. Da. Domnule Broian, vreau un pic să revenim la decizia Curții Constituționale. Atunci când președintele a solicitat ca să fie dat o interpretare a faptului sau prevederea articolului 85, ca să fiu așa mai exact, de ce s-a tărăgănat atât de mult? Unu, sau primul aspect pe care vreau să ne-l explicați, și doi, prin ce ar fi favorabile alegerile anticipate pentru PD, pentru că dânsii acum vociferează această idee în condițiile în care toate sondajele de opinie spun că echilibrul va fi practic același în cazul unor anticipate, cu excepția partidului Șor.
Deci, dacă ne întoarcem la situația cu adresarea președintelui către la Curtea Constituțională, da, și de ce Curtea Constituțională nu a răspuns atât timp, există opinie, eu de pe da. Nu pot ca să știu precis, dar există opinie că Curtea Constituțională ce-a tărăganat. Intenționat. Intenționat, încă nu era clar în sânul Partidului Democrat va fi coaliție sau nu, ei speră că va fi o coaliție cu socialiștii. Ei s-au adresat în mod oficial, așa, când deja negocierile dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor, deci buxa. Însă când a devenit clar că această coaliție dintre PD și PSR Medici nu va fi, deci iată, Curtea Constituțională și a decimis această decizie, deci înlocuind noțiunea deci scris, expusă deci în Constituție de 3 luni cu 90 de zile. Cu toate că, în fine, dacă să luăm 3 luni, cum ar fi februarie, martie, aprilie, asta sunt 89 de zile. În anii, deci, obișnuiți, în anii bisecte sunt 90 de zile, dar în anii obișnuiți, deci, este 89 de zile. Dacă să luăm martie, aprilie, mai, spre exemplu, așa, este 92 de zile. Deci, din acest punct de vedere, absolut nu e clar din ce punct de vedere. Deci, au făcut această interpretare. Da. Pentru că ea contravine Constituției. În Constituție nu e scris câte zile, în Constituție e scris câte luni. De ce PD-ul ar vrea anticipate? Da, însă și PD-ul deci, ar dori ca anticipate, pentru că fără anticipate ei se duc și rămân complet în opoziție. Cu anticipate ei speră să utilizeze resursele administrative, în primul rând Comisia Electorală Centrală. Care va falsifica rezultatele și ei poate să obțină 110% din 100. Așa, mă rog. Da, vreau să revenim un pic și la modul în care funcționează instituțiile statului și chiar poate această întrebare o voi adresa și domnului Kondratenko, discutam și în emisiunea anterioară. Iată, ofițerii, cui se subordonează? Pentru că în militarie sau în armată se zice că ordinele se execută, nu se discută. Da? Raportat la starea de lucruri. E bine, deci ofițerii evident că se subordonează deci, superiorilor. Da. Însă există formula că în cazul dacă superiorul deci, va ordona un ordin care contravine normelor de drept, contravine umanității, contravine, deci, adică da. Ceva ceea ce presupune o, deci, o răspundere cu timpul, atunci evident că poate fi refuzat. Aceeași întrebare adresată. Da. Cu ce se va solda, asta este foarte greu de spus, de ce? Pentru că în timp de război asta poate ca să fie chiar deci, pe loc. Așa, și asta prevede deci, statutele militare a mai multor state, inclusiv și europene, și Rusia, și China, și așa mai departe. Значит, вопрос к вам. Мне был задан вопрос к вам. Насчет того, что кому подчиняются офицеры, там, в случае, если им дают ну, как приказ, незаконный приказ. И как они там должны выполнять или не выполнять, потому что потом может наступить ответственность. Ну, вспомним Нюрнбергский процесс, допустим. В плане приказа как, в смысле? Ну, в плане приказа, незаконный приказ, допустим. Ну, убить кого-то или что-то там такое. Ну, то есть... Понимаете, Союз офицеров – это общественная организация. Это организация, которая уже 20 лет функционирует. На своей деятельности, и в нее входят в состав в этой организации, входят офицеры, которые проходили службу в вооруженных силах, как советской армии, так и сегодняшней национальной армии, офицеры Министерства внутренних дел, пограничных войск, Комитета госбезопасности или СИБа, а также у нас есть ассоциированные организации, которые вошли в наш состав. Это Ассоциация подводников имени Маринеску, моряки, это, значит, карабинеры, это у нас еще входит в наш состав, значит, и представители событий на Днестре, событий в Афганистане, а также те, кто проходил службу интернационалистов за пределами Республики Молдова. То есть у нас многогранная палитра представительства военнослужащих, которые прошли службу в вооруженных силах. И мы строим свою деятельность согласно уставу. Главная цель у нас – это наше право защитить свою социальную независимость, обеспечить свое, значит, право
на получение тех льгот, которые предусмотрены законодательством Молдовы. Вот в этом направлении мы и работаем. Мы всегда были сторонники тех положительных действий, которые совершали партии в защиту народа и в защиту нас, офицеров. Поэтому мы поддерживали партию Воронина на определенном этапе. Мы поддерживаем сейчас партию социалистов, которая защищает наши интересы. У нас есть представители от наших организаций в составе парламента. В частности, мы избрали своего председателя Виктора Гайчука. Он является депутатом парламента. У нас есть некоторые депутаты парламента, которые, значит, имеют воинское звание и являются членами Союза офицеров. Приказы у нас не отдаются. У нас принимается решение исполнительного комитета на проведение ряд мероприятий, которые связаны с событиями нашего прохождения службы. Это день 23 февраля, день пограничников, день Министерства внутренних дел и другие ведомственные праздники. Мы активно проводим участие в проведении мероприятий в городе «Бессмертный полк». Проводим это мероприятие, как говорится, с большой высокой ответственностью. Но все одевают форму, приходят для того, чтобы продемонстрировать свою принадлежность к этой доблестной профессии защищать Родину. Да, разумеется. Но насчет Союза офицеров это ясно. Но вопрос был задан и вообще там насчет боевых офицеров, которые там, находясь в армии и получая приказы, дух от своего начальства. Значит, насчет этого я могу вам ответить следующим порядком. Значит, устав есть устав. Офицеры обязаны выполнять приказы, которые они получают. Тем более боевой устав. Боевой, тем более, да. Приказ... Но тот, кто отдает приказы, он несет ответственность за отдачу приказа. И если он отдает приказ в силу несоответствия законодательству, в силу несоответствия, значит, нашим, значит, конституционным требованиям, то он несет ответственность вплоть до уголовной ответственности. И в частности, сегодня, находясь вот в положении Министерства обороны, когда начинает препятствовать выполнению обязанностей министра вновь назначенного, это тоже высокая ответственность, за которую придется отвечать. Da, mersi. Domnule Brăian, vreau să discutăm un pic despre o problemă cu rădăcini adânci în societatea noastră. Să vorbim despre furtul miliardului. Iată, astăzi în Parlament a fost discutat și acest aspect, s-a discutat despre crearea unei comisii speciale. Din puțina informație pe care am avut noi acces, societatea civilă, pe acest interval de timp, am înțeles că acest miliard s-a tot plimbat prin lume, prin firme offshore, prin tot felul de persoane politice. Credeți în posibilitatea investigării cu adevărat acestei probleme și întoarcerea miliardului acasă? Deci, în fine, da, astăzi a fost formată această comisie. Deci, președintele comisiei este domnul Alexandru Slusari. Deci, și din acest punct de vedere, eu cred că ei o să înceapă ca să studieze. Pe cât va fi de posibil sau imposibil, e greu de spus. Dat fiind faptul că multe, în primul rând a trecut timp și eu cred că multe chestiuni au fost acoperite așa și departate. Foarte multe chestiuni nu erau ascunse de societate. De același raport Kroll, care până în prezent nu este publicat. Da. Deci e bătaie de joc în fine supra societății, dat în faptul că nu se procedează așa. Eu înțeleg că asta erau prietenii lui ex-premierul. Da. Însă dacă ne întoarcem la formula cu această comisie, da, această comisie era necesară ca să fie deci formată, ea a fost formată și să sperăm că ei vor obține careva rezultate. Dar ce credeți despre acele 10 cerințe, 10 revendicări pe care le-au propus atât membrii blocului acum și care s-au negociat cu cei din Partidul Socialiștilor? Aici mă refer la demiterea procurorului general, mă refer la demiterea CNA-ului și așa mai departe, pentru că astăzi, ziceam, a avut loc două demisii. Este vorba de șeful Inspectoratului General de Poliție și a CNAM-ului, dacă nu mă înșeală memoria. Credeți că aceste demisii vor continua? E greu a reforma sistemul în condițiile în care
avem ceea ce eu avem? Eu cred că încă vor urma demisii și asta este o formulă deci necesară pentru noua guvernare, pentru că altfel ei nu pot ca să meargă, să nu bată pas pe loc. Concomitent, evident că există deci formula că sunt persoane care au fost numite pe o anumită perioadă, așa, și este necesar de respectat legea. În acest punct de vedere, deci trebuie de analizat pe cât de legitim, nu, pe cât de legitim a fost numit persoana deci, în această funcție, dacă este la aceeași curte constituțională, așa, deci multe altele. De ce evident că există riscul că aceste persoane se vor adresa la judecată. Noi știm cui aparțin judecățile la etapa actuală și deci asta deci, poate ca să urmeze pe un timp oricare, însă nu vor avea viață. Așa, și nu vor putea activa. Problema în ce constă? Constă ce e că în fine, deja în sânul Partidului Democrat a început deci, mișcări. Da, mișcări. Pe parcurs, deci o bună parte din adepților deci, o să se retragă. Sunt persoane, mai ales deci, funcționare din organele deci, de stat, care practic ei lucrează cu orice partid care vine la guvernare. Deci ei își îndeplinesc funcțiile sale. Ei nu poartă vină pentru faptul că cineva a fost la putere sau nu a fost la putere. În acest punct de vedere, deci, poate fi înțeles comportamentul secretariatului Parlamentului, așa, care a spus puncte, noi venim la lucru și iată, ei lucrează. Astăzi toată ziua lucrează, deci au asigurat activitatea Parlamentului. Eu consider că așa ar trebui să procedeze și deci aparatul guvernului și ministerilor și mai departe. Dar credeți că vor urma rechemarea unor ambasadori ca să fie stabilit și o nouă direcție pentru politica externă? Bănuiesc că da, pentru că cu ambasadorii ca și mai de mult, așa e, deci în fine apar întrebări de ce a fost numit, nu de ce l-au rechemat, dar de ce a fost numit. Da, bineînțeles că o să fie rechemați o parte din ambasadori și vor fi numiți noi ambasadori și asta e ceva normal. Da. Dar fiind faptul că, iată, la etapa actuală, deci în fine, dacă de urmărit paginile web a ambasadelor, nicăieri nu este specificat faptul ce s-a întâmplat la Chișinău. Dar una din deci, obligațiunile ambasadei este de a informa, inclusiv țara de reședință, unde ei se află, deci cu informații despre faptul ce se întâmplă. Să ne aducem aminte despre anul 91 și cu deci, GKCP, așa, și acele evenimente din august 91, când la fel ambasadele sovietice, deci unii susțineau, alții nu susțineau și mai departe. Însă problemă constă în legalitate. Da. Vreau să-l întreb pe domnul Kondratenko despre politica externă a țării noastre. Va suferi o nouă modificare? Как вы считаете, внешняя политика Республики Молдова будет изменена после этих событий или нет? Ну, всякая политика всегда корректируется. Я должен сказать, что сегодня внешнюю политику, которую ведет президент, она достаточно целенаправленна и приносит свои плоды. Безусловно, может быть и встретится еще ряд особых положений, когда нужно будет скорректировать. Но та задача, которую поставил перед собой президент и, в частности, парламент, вести взвешенную политику как на восток, так и на запад, это самая правильная сегодня политика, потому что нужно думать о молдавском народе, нужно думать о том, что делать здесь внутри, и как можно успешнее, потому что та позиция, которую заняла сегодня Демпартия со своими, значит, министрами, это очень неправильная политика, она в никуда. А сегодня политика, я считаю, президентом проводится целенаправленно и целеустремленно. Да. Domnule Brăian, spuneți-mi, vă rog, iată, acești protestatari care au venit la Chișinău încă din seara zilei de vineri, dacă ne aducem aminte, presa scria că există două puncte unde se întruneau ei, era regiunea Academiei de Științe Ștefan cel Mare 1 și regiunea Telecentru. Până la urmă au creat o anumită incertitudine în societate, pentru că atunci când erau întrebați de ce au venit, împotriva ce protestează, ridicau nedumeriți din umeri și nu puteau oferi o explicație, iar cei mai sinceri spuneau, am venit pentru că ni s-a dat 200 de lei ca să rămânem peste noapte chiar și la 50 de euro, însă am fost oarecum uitați, am dormit pe beton în fața Procuraturii Generale, există și un interviu în media. Lucrurile astea fac parte dintr-o democrație firească, într-un curs democratic a unei țări? Eu consider că Partidul Democrat deci, au considerat că deci,
atât blocul acum, cât și Partidul Socialiștilor, vor chema simpatizanții săi, deci la Chișinău, și vor avea loc, deci, ciocniri. Și iată, deci, toată această campanie privitor la faptul că e lovitură de stat, așa, e tentativă de a desemna că toată această lovitură de stat, deci a ieșuat. Pentru că aceste persoane care au fost o bună parte, deci, poate inconștient așa e atras, o bună parte, eu cred că chiar știu despre ce este vorba. O bună parte constrânse, ca să nu fie demisie. Da, tot ce e posibil. În orice caz, deci, apar întrebări. Apar întrebări, de ce? Pentru că există forțele de ordine public, există poliție, există trupe speciale, fulger, carabinieri au trupe speciale, etc., etc. Deci, nu-i clar, deci, adică nu-i credibilitatea față de aceste servicii speciale, așa, că se mai aduc încă niște tineri care, la drept vorbind, este foarte problematic pe cât ei sunt de pregătiți ca să poată rezista, deci, așa, unor atacuri mai serioase. Dar protestele de masă ar putea influența anumite decizii politice? Da, ar putea să influențeze, dacă să ne aducem aminte, anul 2016, așa, deci când l-au scos pe Mișa Ghimpo, așa, deci, nu, deci evident că pot ca să influențez cum. Bun. Însă n-ar fi bine ca să ajungem la așa proteste, cum a fost și în 2009, când a luat foc la Parlament și mai departe. Nu, deci este necesar să evităm asemenea cazuri. Domnule Kondratenko, vreau să ne spuneți, din câte știm, politica este arta compromisului. Actualul guvern posedă maturitatea politică a face unele compromisuri? Значит, насколько известно, политика – это искусство компромисса. Как вы считаете, вот новое правительство может делать какие-то компромиссы вот со старой властью или нет? Со старой властью? Ну да, вот они вот предложили, допустим, сегодня, да, что давайте сядем за стол переговоров. Вы знаете, мне кажется, они опоздали. Опоздали в чем? Что уже сформировалось правительство. Она имеет уже свою программу, она имеет свои цели. Они обговорили это, свои задачи, как говорится, и программные цели с партией социалистов и партией КУМ. Поэтому здесь просто можно присоединиться. Но выставить какие-то свои требования уже поздно. Поэтому я считаю, что сегодняшние те, кто находится в оппозиции, они просто должны присоединиться и способствуют тому, чтобы решать задачи. Конечно, они могут поставить проблемы, которые бы обсуждаться, но это если проблемы будут направлены на то, чтобы отвечать интересам, значит, государства, интересам народа, они будут решаться. Их же не отбросили сразу. Им предложили, что нужно участвовать все вместе. Приходите в парламент, ставьте свои проблемы, работайте, и все будет нормально. Их же ведь не отпихнули, что вы не приходите и не участвуете. Им просто сказали, что вот мы определились, и у нас есть целый ряд задач, которые мы должны решить. Они, если будут участвовать, я думаю, что этим самым они только поспособствуют разрешению целых проблем, которые сегодня существуют между партией, демократической партией и большинством, которое сегодня имеется в парламенте. Da, eu sunt absolut de acord cu domnul Kondratenko, deci că negocieri nu cred că se, dar nu văd sens. Să se mai întâmple. Da. Deci, ceea ce poate spune guvernarea actuală, deci veniți în Parlament, așezați, aveți locurile voastre, mai mult ca atât chiar comisia privitor la cercetarea cazului cu miliardul, așa e de astăzi, 9 persoane, deci inclusiv 3 care au fost dati lor, deci opoziții. Acolo chiar s-a discutat, da, și șor poate să merească acolo sau nu. Și, deci, există deci, momente care nu se permite ca să treacă. Dar în orice caz, pentru Partidul Democrat, deci, există 3 locuri în această comisie. Deci, puftim, veniți, lucrați în Parlament. Pentru că ați pomenit de Partidul Șor, de fiecare dată când se vorbește despre anumite posibile scenarii legate de viitorul țării, oricum din această ecuație politică Partidul Șor este exclus. Este prea puțin important sau planează aceste suspiciuni rezonabile legate de furtul miliardului și atunci credibilitatea politică este cea care este? Păi bine, deci după cât eu am înțeles, deci domnul Șor este nominalizat în acest raport Crowell 2, care funcționarii europeni l-au citit
și Uniunea Europeană a spus că să nu-l vadă, deci așa e în calitate de actor politic. Ei nu știu de ce Plahotniuc, Candu, deci le-a părut că asta e floare la ureche. Și deci l-au tras, l-au făcut deputat. Tot așa, deci, slungește cu această, dar știu, cu aceste fenomene politice. Fenomene, da, și judiciare și așa mai departe. Deci, cu ce se va solda, deci, e greu de spus, da. Nu cred că, deci, la următoarele alegeri, deci, el mai poate să participe cu succes. Iată, vreau să pornesc la o noțiune pe care ați rostit-o acum. Jurisprudența, credeți că poate fi resetată în condițiile în care vorbim despre corupție, vorbim despre milioane pompate în interior pentru reformarea ei și în condițiile în care cred că foarte mulți dintre concetățenii noștri își demonstrează reticența față de organele de drept? E bine, organele de drept la noi deci ele sunt impuse. Eu nu cred că toți judecătorii sunt corupți. Nu cred. Așa. Nu am putea generaliza, ar fi incorrect. Da. Deci o parte sunt, bineînțeles că corupți, însă sunt o parte care pur și simplu sunt impuși. Și de aceea eu bănuiesc că pentru ei ar fi o, deci așa, o să răsufle mai ușor dacă o să termine toate acestea. Însă este necesar de reformat acest sistem. Dat fiind faptul că, în fine, deci, sistemul judiciar el trebuie să fie e patra putere, așa e, care ea, e trei putere, deci, care ea trebuie să fie independentă. Ea nu trebuie să depindă, deci, nici de deci, puterea legislativă și nici de puterea executivă. Deci, puterea judiciară trebuie să fie aparte. Și doar atunci, în societate, poate ca să existe, deci, o... o claritate, așa, care ar putea permite ca societatea să dezvolte, deci, în mod fructuos. Dat fiind faptul că, în asemenea caz, deci, cine nu ar încălca legea, va fi tras la răspundere. Pentru că... Eu vreau să deschidem parantezele, măcar pe final de emisiune, legat de cerința socialiștilor atunci când se forma viitorul guvern sau o coaliție. Dânșii optau sau cereau ca Ministerul de Apărării și Ministerul de Resort să revină socialiștilor și să revină președintelui acelei împuterniciri de odinioară. Vi se pare corectă această abordare în condițiile în care activitatea președintelui oarecum a fost trunchiată după bunul plac APD-ului? Da, e corect. Deci nu le plac la mulți faptul că președintele deja a cerut ca să fie Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, deci ca să fie deci, trecut în subordinea președintelui, însă aceasta, în practic, în toată lumea este așa, dat în faptul că președintele este șeful statului. Indiferent asta, regii, deci în bregate, da, e președinte în Republica Parlamentară, Republica, deci prezidențială nu are însemnătate. Deci el este șeful statului și șeful statului, deci este responsabil de politica externă. Șeful statului semnează acordurile interstatale. Nu șeful guvernului, nu speakerul parlament, dar șeful statului. Deci, din acest punct de vedere, evident că este foarte, foarte important deci, ca acest minister de externe ca să fie deci, în subordinea șeful statului. Tot șeful statului este responsabil și el este comandantul suprem al forțelor armate. Evident că ministerul de apărare trebuie să fie deci, în componența șefului statului. Și nu e vorba despre faptul că astăzi președinte este Dodon, pentru că mâine o să fie o altă persoană. Este vorba despre faptul că aceste atribuții ele aparțin șefului statului. Da. Ultima întrebare, cred că pentru domnul Kondratenko, se discuta despre revenirea, ziceam, împuternicirii șefului statului de odinioară, faptul ca serviciul pază și protecție să revină iarăși în subordinea lui și ministerele astea de resort despre care v-ați pronunțat și dumneavoastră. Vreau să aflu viziunea dacă asta va mobiliza oarecum pe de o parte societatea civilă, pe de altă parte instituția prezidențială pentru a pune în practică mai multe proiecte. Da, mă говорили насчет того, что партия социалистов потребовала своих там требований, когда вели переговоры, чтобы президенту были вернули полномочия насчет того, чтобы ему бы подчинялось бы подчинялся бы Министерство иностранных дел, Министерство обороны и служба охраны. И в связи с этим вот возникает вопрос у ведущего к вам, как вы считаете, что это бы дало бы возможность, чтобы общество ну как двинулось вперед и успокоилось бы все бы или нет? И были бы результаты более видимы? Вы знаете, в Конституции записано, что президент
это есть верховный главнокомандующий. А если он верховный главнокомандующий, то он должен управлять и руководить силовыми министрами. Поэтому это все законно и необходимо. Поэтому то, что поставлено о возвращении, это очень правильная позиция. И всегда во всех государствах руководители, президенты, они всегда контролируют Министерство обороны и другие силовые структуры. Поэтому решение это будет правильно одобрено, и оно не один раз, и даже мы, как Союз офицеров, не один раз заявляли о том, что ну что такое, значит, кто-то, значит, начинает управлять в ту или другую сторону Министерством обороны, когда у него простые и очень четкие, ясные, это защита государства и служба народу. Вот. То же самое касается и службы, значит, охраны, и так же самое и Министерство внутренних дел. У них функции военные есть. Карабинеры — это военная организация. Поэтому все это должно быть под контролем Верховного Главнокомандующего, то есть президента республики. Domnule Brăian, ultima întrebare adresată dumneavoastră. Credeți că până la sfârșitul săptămânii apele se vor limpezi, să vorbesc așa metaforic, pe arena politică? Cei din opoziție se vor retrage, vor oferi puterea noilor parlamentari, noului guvern? Este greu de spus ce se va întâmpla până la sfârșitul săptămânii, însă logica, deci ea indică că pentru Partidul Democrat ar fi bine ca să treacă în opoziție și să activeze mai departe, că doar astfel ar putea ca să supraviețuiască, așa, fără mari pierderi. Însă, deci, dacă ar dori ca să procedeze logic, nu știu dacă. Însă logica dictează asta. Domnule Brăian, domnule Kondratenko, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, ediție specială. Eu vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de dumneavoastră, o seară bună!